un literar și articolul cu 96, în care avem, din 1954, domnul președinte, codul educativ și are dispoziție primarului numărul 75 din 28-7, a fost convocat pentru ședința ordinară de astăzi. Este un pic la început de lună, e și perioada concediului de origine, acum ne așteptăm la o ședință din septembrie, mai dat din așa, tot. Da. Din cei 11 consilieri locali, sunt prezenți la 10, domnul Popovereu Bințește. Și acest ședință este statutară. Având în vedere prezentarea articolului 38 al 15 din codul administrativ, supun că aprobarea procesului urban în viața ședința anterioară. 50 pentru, împotrivă, deci procesul urban la codul administrativ. La ședință a trebuit și ei face că domnul de la expusul Tibet, iar ca și susținător al proiectelor, doamna Cibiu, domnul Ionescu și cu doamna Ionescu, dar discuțiile au fost dat din comisie, așa că nu le-am mai invitat. Acum am făcut în cadrul articolului 23, alineatul 1, din codul administrativ, vreau să fac și propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Da. Domnul Gran. Propun ca domnul Vatrasa Iua să fie nou președinte de comisie. Ține mai sunt și alte propuneri? Doamna Călătoare. Ce este pentru? Împotrivă? Deci doamna Călătoare, cu fiți. Mai jos. Președinte, mulțumesc pentru lucrările acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Se vede pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind înscrierea suprafețe de 6.400... Să văd cu așa, dacă știam, ce am făcut. Da. Înscrierea suprafeței de 6,4199 hectare în domeniul privat al Comunei Ardeon, conform anexei numărul 1, suprafața ce reprezintă teren agricol, rezultat în urma lucrării de înregistrare sistematică și cadastru și carte funciară a imobilului situat în externarea Comunei Ardeon. Inițiator primar Victor Deacom. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului specialitate și referatul de aprobare a primarului. Comisia care vizează cele trei comisii. Comisia pentru programare și dezvoltare economică socială, buget, finanțe, administrație, domeniul public și mai departe. Comisia 3, punctul 2. Proiect de hotărâre privind necesitatea modificării HCL numărul 14.0702-2022 privind utilizarea sumei de 1.044.840 lei din excedentul anual bugetului local rezultat la încheiere exercițiului bugetar pentru anul 2021 cu sursa de finanțare cheltuieli secțiuni de dezvoltare. Inițiator primar Victor Deacon. Proiect de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului specialitate și referatul de aprobare a primarului. Comisia care vizează cele trei comisii. Așa, trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 3, an 2022, inițiator primar Victor Deacon. Proiect de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisiile care analizează cele trei comisii. Patru diverse. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre, le introduc pe ordine de zi. Da. Mai este un proiect de hotărâre privind documentarea și analizarea lucrărilor de intervenție de al EI, al obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare pod în Comuna Ardeoan, Jocul Bacău, inițiator primar Victor Deacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare a primarului. Comisiile care analizează Comisia 2. Așa. Supun spre aprobare ordine de zi din forma prezentată de executor. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Abține? Intrăm în ordine de zi.
Proiect de hotărâre privind înscrierea suprafeței 6.4.199 hectare în domeniul privat al Comunei Ardeman, conform anexei numărul 11.1, suprafața ce reprezintă teren agricol rezultat în urma lucrărilor de înregistrare sistematică în cadastru și carte funciară a imobilului situat în exterior Comunei Ardeman. Comisia 1, Moise Constantin. Aviz favorabil. Comisia 2, Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Comisia 3, Diaconu Nicolae. Aviz favorabil. Materialul a fost votat în comisie, îi supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Se trece la următorul punct ordine de zi. Proiect de hotărâre privind necesitatea modificării HCL numărul 14 din 7.02.2022 privind utilizarea sumei de 1.044.840 de lei din excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetat pentru anul 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii dezvoltare. Aviz, Comisia 1, Moise Constantin. Aviz favorabil. Comisia 2, Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Comisia 3, Diaconu Nicolae. Aviz favorabil. Dăm cuvântul doamnei Jigor, dar am înțeles că s-a discutat așa. Dorește cineva să ia cuvântul? Supun la vot proiect de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se trece la următorul punct de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru mesul 3 an 2022. Comisia 1, Moise Constantin. Aziți favorabil. Comisia 2, Macadam Bogdan. Aviz favorabil. Comisia 3, Diaconu Nicolae. Aviz favorabil. La fel, doamna Jigău trebuia să prezinte, dar s-a prezentat în comisie și treaba este... Ok. Dacă doriți cineva să ia cuvântul. Supun la vot proiectul de hotărâre privind prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Se trece la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind documentarea de avizare al lucrării de intervenție de ALEI al obiectivului de investiție, reabilitare și modernizare pod în Comuna Ardeman, județul Bacău. Aviz Comisia 2, Macadam Bogdan. Aviz favorabil. La fel, doamna Gherasenescu trebuia să prezint, a prezentat în comisie lucrarea și este treaba în lucrură. Dorește cineva să ia cuvântul? Supun la vot proiect de hotărâre privind în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, abține. La punctul 5, divers. Dacă cineva vrea să se înscrie la cuvânt. Fiind epuizate toate problemele de ordine, declară închise lucrările ședinței.